Serviciul rutier Mehedinți are un nou șef, de această dată cu atribuții depline. Este vorba despre tânărul comisar șef Cătălin Vulcănescu, cel care a promovat concursul pentru ocuparea acestui post organizat în data de 28 februarie 2022. Acesta a dovedit de-a lungul anilor respect pentru uniforma pe care o poartă și devotament față de cetățeni. Indiferent de funcțiile pe care le-a ocupat de-a lungul anilor, noul comisar șef a reușit să arate faptul că și în cadrul poliției din județul nostru sunt oameni capabili, buni profesioniști, care și-au înțeles menirea în societatea românească. Cătălin Vulcănescu s-a mai aflat la comanda serviciului rutier aproximativ un an, în perioada 1 aprilie 2020 până în martie 2021, iar în ultimul an acesta a condus secția de poliție Șimian. Având în vedere CV-ul impresionant și calitățile operaționale pe care acesta le-a arătat cu prisosință în toată activitatea sa, Cătălin Vulcănescu va reuși cu siguranță să aducă mai aproape de cetățenii serviciul rutier din județul nostru. România are mai mult ca niciodată nevoie de tineri profesioniști, capabili să îndrepte problemele pe care locuitorii din țara noastră le întâmpină în fiecare zi, indiferent de domeniul despre care vorbim.